Bună ziua, sunt Andreea Dumitrache, începe jurnalul orei 12. 5 cadre medicale de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din Capital au fost confirmate cu noul coronavirus. Bilanțul a ajuns la 362 de persoane din sistemul sanitar, iar numărul lor pare să crească de la o oră la alta. Cei doi medici, un asistent și doi infirmieri sunt asimptomatici și au fost izolați în spital. Întreg personalul va fi acum testat pentru coronavirus. Colegii mei, Sergiu Cora și Sabrina Preda, au mai multe informații și vin și cu ultimele numere, cifre prezentate de către cei de la Ministerul Administrației și Internelor. Bună ziua, Sabrina, Sergiu, spuneți-ne cum de s-a întâmplat ca și medicii de la Matei Balci să fie depistați pozitiv, pentru că acolo știm au de toate. Bun găsit, Andreea! Cu siguranță ne așteptam la așa ceva, având în vedere că medicii de acolo tratează pacienți cu COVID-19. Știm că este un spital special pentru COVID-19, cel mai mare spital din toată țara. Nu a fost o surpriză pentru managementul spitalului. Se așteptau la acest lucru. Din fericire, vorbim în acest moment de 5 cadre medicale, nu de foarte mulți medici, încât să le creeze probleme celor de acolo. Vor face față cu brio, chiar dacă ei stau în izolare. Cadre medicale care de altfel sunt izolate în acest moment și da, cei de la boli infecțioase, cei care tratează pacienți cu COVID, evident se așteaptă la astfel de infectări. Important este în cazul lor să le depisteze foarte repede și să izoleze acele persoane infectate. Totuși, cum spuneai și tu, Andreea, bilanțul medicilor, personalului medical infectat a ajuns, iată, la 362 de persoane în toată țara și aici situația nu stă tocmai bine pentru că avem niște zone de focar. Avem Suceava cu spitalul de acolo care este clar un focar, avem Aradul, Sabrina, și mai avem și Deva, parcă. 200 de cadre medicale de la Suceava au fost confirmate ca fiind purtătoare ale coronavirusului, iar aici este o problemă pentru că medici sunt de pe toate secțiile, nu vorbim doar de medici pe secția de infecțioase, ci din aproape toate secțiile din spital. Mai mult decât atât, și pacienții au fost infectați de asemenea. În această dimineață, Ministrul Sănătății a hotărât să plece la Suceava împreună cu secretarul de stat Oprea. Împreună vor vedea ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă cu medicii și cum pot rezolva acea situație. Din informația pe care le avem în acest moment, secretarul de stat Oprea va rămâne chiar la fața locului pentru a monitoriza cât mai atent situația.